1946, convoaiele de repatriați armeni se întorc în sfârșit acasă, în Armenia socialistă. O mâncă gigante ca punct, epopee eroică și întrece orice imaginație. Scrisorile primite până acum arată că cei plecați din România au găsit o bună primire în patrie. Unde ai pomenit tu scrisori care să ajungă în ziar în loc să ajungă în cutia poștală? Cum unde? Acolo, în Uniunea Sovietică. Aici, ai? Foarte bine? Avem de toate? Vine multă lume pe la noi? De pildă, domnul Carne vine cam o dată pe lună, iar doamna Brânză cam o dată pe săptămână. E? Neapărat să veniți și voi! Uneori seara ne amintim de cei de acasă. Să treceți neapărat și să transmiteți salutări din partea noastră domnului. Ai pe loc, Zian? Cine e? Tu ești, stai pe loc, Ian? Tu ești... Stai pe loc! O diasporă! O diasporă înseamnă un pericol permanent din afară spre înăuntru și o tentație pentru cei dinăuntru spre afară. Diaspora trebuie dislocată!